Bună seara, în primul rând. Da, sunt bucuros. Este, după atâtea eșecuri, ne putem bucura și noi. Dar mă bucur că astăzi am dat dovadă de caracter, de atitudine și că băieții au înțeles că fără sacrificiu nu ai cum să câștigi meciuri. Am făcut un joc bun, știind că avem în față un adversar agresiv, un adversar care împinge foarte bine jocul. Ne așteptam la asta, ne așteptam la un pressing avansat pe care ei ni l-au făcut pe începutul de meci. Au avut un început de meci mai bun Târgoviște față de noi, dar ușor, ușor, cred că am pus stăpânire pe mijlocul terenului și am început să jucăm ceea ce, și ce mă bucură cel mai mult, că am jucat exact ce am lucrat la antrenamente de practic de vreo 2 săptămâni. Am schimbat puțin ideea tactică, ideea de joc, am schimbat-o puțin pentru că mi-am dat seama că la ceea ce jucam noi înainte sau cum erau ei învățați pe jocul pe care l-aveam din Liga a doua, ne desfacem sau ne descoperim foarte mult și avem niște probleme acum. Am câștigat în organizare, am fost mult mai echilibrați, am fost și pragmatici în anumite momente. Practic am urmărit acest rezultat. Mă bucur și îi felicit pentru asta. Da, prima victorie din Liga 1 este o victorie de moral. Sper să continuăm, să avem rezultate bune în continuare. S-au descătușat și ei. E o victorie care îți dă încredere pentru tot ceea ce urmează de acum înainte. Echipa pare să-și revină. Cum îi vedeți pe jucători? Ai motivați? Da, e momentul în care ai 4 înfrângeri la rând, vă dați seama că nu, moral, ei nu sunt ok. Astăzi s-au descătușat chiar și după meci în vestiar, au reacționat, au refulat, să spun așa, și este altceva. Eu le-am spus tot timpul că pot mai mult, că am încredere foarte mare în ei și le dau foarte mare încredere, că trebuie să fie mult mai dezinvolți, să aibă mai mult tupeu, ceea ce astăzi cred că în mare măsură sau în multe momente am demonstrat acest lucru. Postul dumneavoastră, colegi, a venit să-l vadă pe Robert Ion pentru FCSB, nu vă temeți? Eventual caz Neicuțescu, dacă tot s-a întâmplat. Nu cred. Robert are contract cu noi, cel puțin până în iarnă nu cred că se va întâmpla asta. Atât el cât și Cristi Dumitru sunt doi copii buni, doi copii care muncesc. Cristi Dumitru a jucat aseară, a fost la lot. Și mai avem doi jucători sau doi, trei copii foarte buni. Eu le dau încredere, după cum ați observat că nici nu i-am scos, cu toate că șut îmi luase galben și se putea întâmpla să rămân în 10 oameni, dar este destul de echilibrat și știe ce trebuie să fac în anumite momente. Unde a dispărut Calancea? Păi a dispărut? Doamne ferește! Doamne ferește! Nu. Am avut o discuție cu el și bărbătească, în care i-am spus că eu mă bazez din acest moment, mă bazez pe Octavian, pe Vulceanu, și că practic el nu mai intră în vederile mele, pentru că el a venit, este un portar bun, un portar cu experiență, practic de asta l-am și adus, ca să ne ajute, pentru că are experiența Ligii 1, dar a venit nepregătit. L-am băgat, l-am expus poate și la meciul cu Craiova și cu CFR și mi-am dat seama că el are nevoie de, vorbind și cu colaboratorul meu, cu antrenorul, cu portarii, mi-a spus că are nevoie de o pregătire serioasă și care va dura, nu știu, aproape o lună de zile în care să fie pus la punct din toate punctele de vedere, ceea ce eu nu pot să aștept și am ajuns la concluzia că este mai bine ca el să meargă în altă parte. Ne-am înțeles pe calea amiabilă, am rămas prieteni. Asta e viața. În momentul de față mai aveți nevoie de jucători? Mai doriți pe cineva? Da, chiar dacă este o victorie astăzi, da, îmi doresc jucători și nu ascund că mai am nevoie de jucători, cel puțin în compartimentul defensiv. Astăzi s-au duelat doi antrenori care au apărut pe lista FCSP. După acest meci, pe cine credeți că ar alege patronul de acolo? Nu știu. Eu astăzi sunt bucuros că sunt la Clinceni, că m-am câștigat. Mai departe, nu știu, vom vedea ce va fi. Dacă va veni o ofertă de la FCSB? Dacă va veni o ofertă de la FCSB, trebuie în primul rând eu să sub contract cu clubul, trebuie să discute cu clubul, vom vedea dacă clubul este de acord sau dacă am de voie să plec, dacă eu trebuie să am și eu o discuție cu domnul Becali, dacă ne înțelegem, nu știm, vom vedea. Sunt foarte multe de discutat. Cum crezi că sunt
cunoaște problemele de foarte mulți antrenori nu vor să semneze cu FCSB. Nu știu care sunt problemele și nu, practic nu, nu știu, subiectul ăsta nu vreau să-l discut, că nu, nu e treaba mea, nu e problema mea, nu, prefer să nu vorbesc. Barbo, astăzi, cu Andronache în trecut, fostul antrenor, se iese primul gol în Liga 1, ce ne puteți spune? Barbo trebuie să înțeleagă ceea ce eu îi spun săptămână de săptămână, că el are calitate foarte bună. Este un jucător care are valoare, dar trebuie să muncească mult mai mult. Și el știe ce vreau eu să spun. Trebuie să muncească mult mai mult, trebuie să schimbe puțin ritmul de joc, trebuie să aibă mai multă reacție, pentru că atunci când are mingea, într-adevăr, se vede. Când pune piciorul pe minge, ați văzut. Da? E jucător de execuții, este jucător de ultimă pasă, are o biomecanică a lovirii foarte bună, dar trebuie să muncească mai mult. Am nevoie de Barbu mult mai agresiv, am nevoie de Barbu mult mai mobil decât este în momentul acesta și când va face și va ajunge la nivelul la care eu spun, Barbu va fi poate unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Sunt tare curios care a fost reacția când ați primit acel prim gol și ați văzut că fundașii dumneavoastră sunt driblați. Într-o fracțiune de secundă ai tot felul de scenarii în cap, dar le elimini foarte repede și te concentrezi pe ceea ce ai de făcut și m-am concentrat a le transmite jucătorului că trebuie să reacționăm, să avem reacție și mă bucur că am întors rezultatul din nou, este a doua oară când facem acest lucru, mă bucur și mai mult că am reușit să păstrăm acest avantaj și că am și câștigat meciul. Dar, într-adevăr, vreau să dispară greșelile astea pentru că, sincer, m-am cam săturat de greșelile astea în lanț, în compartimentul defensiv. Trebuie să avem altă reacție, trebuie să fim mult mai concentrați, să fim mult mai agresivi în tot ceea ce facem. Din păcate, asta e, greșim. Eu nu vreau să mai greșim. Nu vreau să mai greșim și sunt discuții pe care o să le am cu ei în vestiar luni când o să ne vedem, o să analizăm, pentru că până la urmă este doar o victorie de moral, de încredere, dar n-am făcut nu știu ce mare lucru. Dacă peste 4-5 etape de acum încolo avem victorii sau adunăm puncte, atunci putem să vorbim altceva. Deocamdată trebuie să ne bucurăm astăzi, mâine, iar de luni să începem treaba, pentru că avem foarte mult de muncă din toate punctele de vedere. Mircea Lucescu a fost criticat după ce a intrat în vestiarul celor de la FCSB. Cum comentați acest fapt? De ce să fie criticat? Nea Mircea Lucescu este Nea Mircea Lucescu. Adică Nea Mircea Lucescu poate intra în orice vestiar, din punctul meu de vedere. Pentru mine și pentru mine ar fi ceva senzațional ca Nea Mircea să vină la mine în vestiar, în vestiarul meu, și să spună câteva cuvinte jucătorilor mei. Eu cu mare drag aș accepta și chiar mi-aș dori, dacă se poate. Vorbim de Nea Mircea Lucescu. Deci, care e problema? Nu înțeleg care e problema. Așa a considerat dânsul, a dorit să facă asta foarte bine. Te ajută. Îți dă foarte mare, venind cel puțin la mine în vestiar, venind, îți dă foarte mare încredere. Vine domnul Mircea Lucescu. Spune mult asta pentru jucători. Înseamnă foarte mult pentru jucători. Nu e nicio problemă. Pe mine nu m-ar deranja. Ba din contră, eu mi-aș dori să vină și la mine în vestiar. La fiecare meci.